La sediul Consiliului Județean din Piatra Neamț s-a ținut joi 9 iunie ultima ședință ordinară din acest mandat, desfășurată într-o atmosferă de calm și presărată cu multe mulțumiri adresate consilierilor, aparatului tehnic din Consiliul Județean, presei, electoratului. Pe ordinea de zi a ultimei ședințe au fost supuse dezbaterii 12 proiecte de hotărâre suplimentate în ultimul moment cu un al 13-lea proiect. Într-o concordie de plină, aleșii județeni au votat pe bandă rulantă proiectele de hotărâre. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acestei cu încă un proiect de hotărâre și anume acordarea unui ajutor financiar Comunei Dămâc din județul Neamț. Propun ca acest proiect să fie analizat primul la ordinea de zi, urmând ca celelalte proiecte să fie renumerotate. Fac precizarea că acest proiect a fost transmis astfel încât să poată fi dezbătut și avizat în ședințele comisiilor de specialitate. De asemenea, vă propun ca la punctul diverse să fie analizată o informare cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Neamț în perioada 2012-2016. Primul proiect al ordinii de zi a vizat acordarea unui ajutor financiar Comunei Dămâc, greu încercată de inundațiile din acest an. Trecem la primul punct al ordinii de zi, unde este scris proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Dămâc din județul Neamț. Știți foarte bine că săptămâna trecută au fost calamități în această zonă și vă mulțumesc că ați studiat cu foarte mare atenție documentele și vă rog să aprobăm acest proiect pentru că este imperios necesar pentru această zonă. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Vă mulțumesc. 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. S-a trecut apoi la etapa de amintiri ale mandatului 2012-2016, un mandat apreciat de aleși a fi unul extrem de dificil și cu multe probleme și proiecte, unele realizate, altele amânate din lipsă de fonduri. Așa cum ați menționat și în raportul care reflectă activitatea pe care ne-am desfășurat în intervalul 2012-2016, perioada a fost foarte grea, tumultoasă, cu multe aspecte care au mai lăsat și de suferit. Dintre noi, din păcate, trei vieți au pierit, au plecat dintre noi pentru totdeauna la ceruri. Ne pare rău, regretăm, să ne fie țărâna ușoară. Ați menționat și în informare că s-au ținut ședințe ordinare, ședințe extraordinare. Un număr foarte mare de proiecte de hotărâre au fost discutate și aprobate de către Consiliul Județean, că au continuat și s-au derulat o serie de programe în domeniul învățământului, sănătății, social, drumuri, poduri, în toate cele ce are atribuții Consiliul Județean, trebuie să zicem totuși, cu părere de rău, se încheie mandatul, că ultimele cam 3-4 luni, nu pentru că este femeie și președintele Consiliului Județean, dar a adus totuși un ton, să zicem, de echilibru și de bună înțelegere între noi consilieri județeni. Despre mandatul tumultos pe care l-a parcurs actualul Consiliu Județean a vorbit și vicele Dan Manoliu și tot cu regrete și mulțumiri pentru colaborare. Acum la sfârșit de mandat, un mandat care s-a început tumultos și mă bucur că se termină totuși într-o atmosferă, spun eu, elegantă și plină de bunăvoință din partea tuturor. Îmi pare rău pentru cei care nu mai sunt, pentru președintele Consiliului, care a plecat dintre noi, pentru ceilalți colegi și pentru ceilalți colegi primari, pentru că consider colegii noștri că au fost alături de această administrație cu de 4 ani, consilier local, la sfârșitul ședinței, secretara județului Daniela Soroceanu a anunțat o surpriză făcută de președinta Emilia Arcan de despărțire. Fiecare dintre cei 35 de consilieri județeni au primit o mapă frumos inscripționată în care se afla o fotografie de grup cu toți consilierii care s-au perindat în acest ultim mandat prin forul legislativ județean. Cele câteva cuvinte ale mele vor fi următoare. Din partea doamnei președinte aveți o surpriză. Pentru toți cei care sunteți în acest mandat și care veți mai fi. Să rămâneți cu amintire frumoasă din partea noastră, cei care am trecut vremea de pe aceste funcții.
să vă amintiți cu drag de noi, de echipa aceasta frumoasă, de noi toți, pentru că am fost ca într-o mare familie numit Consiliul Județean. Și cu cinste, cu demnitate și onoare, dumneavoastră ați reprezentat această instituție de prestigiu. Înăuntru este o surpriză din partea doamnei președinte, dacă vă veți uita, veți... Și un mesaj de suflet. Și un mesaj pe care doamna președinte vi l-a îndunat. Și pe holul instituției, la intrarea în sala de ședințe, a fost postat același tablou de familie cu chipul aleșilor județeni din mandatul care tocmai s-a încheiat. Și ca despărțirea să fie pe măsură, cei 29 de consilieri prezenți la ultima ședință au ciocnit, spre concordie deplină, o cupă de șampanie într-o amintire a modului în care au lucrat de-a lungul mandatului actual.